elevii din Peștișani care provin din familii defavorizate au primit în această perioadă calculatoare de la autoritățile locale. Primarul din Peștișani, Cosmin Pigui, spune că a venit în acest fel în sprijinul celor care vor să participe la orele făcute online de profesori. Cosmin Pigui a precizat pentru TV Sud că o parte din calculatoare provin din sponsorizări, iar altele au fost luate de la liceul din localitate. Unitățile de învățământ din comuna Peștișani au avut tot sprijinul din partea primăriei, astfel încât putem spune că toți elevii din localitate și din localitățile din jur care își desfășoară activitatea de învățământ la liceul din Peștișani au primit sprijin prin asigurarea cu calculatoare, astfel încât orele să se poată desfășura online. O parte din calculatoare au fost asigurate de liceu din laboratoarele proprii, o parte din sponsorizări, și pe această cale le mulțumesc sponsorilor care ne-au asigurat un număr cât de cât important de calculatoare. Începând de săptămâna viitoare, aproximativ 500 de elevi din comună vor intra în posesia unor carduri pentru a folosi gratuit internet și a putea intra online cu colegii și profesorii. Începând de săptămâna viitoare, copiii vor avea la dispoziție și cartele de internet gratuit, asigurate de primărie, așa că aproape 500 de elevi vor avea garantat toate condițiile pentru a-și putea desfășura cursurile online. Măsurile acestea au fost luate de către autoritățile locale din Peștișani pentru a veni în ajutorul elevilor în această perioadă a stării de urgență.